Salutare dragi fani! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. A fost anunțat noul proiect al Slatercolu. După ce a părăsit seria de încredere, au existat multe știri care spuneau noul proiect al lui Slatercolu, dar niciuna dintre ele nu a fost verificată. Silas este foarte entuziasmat. Sila va lua o decizie importantă. Potrivit zvonurilor, Silas va finaliza noul proiect. Se zvonește că Sila primește multe oferte. Dar până la urmă s-a hotărât asupra unui proiect aparținând canalului TV8. Această veste a confirmat și revista Saran. Într-un comentariu de astăzi, s-a scris că Slatercolu a ajuns la un acord. Am început imediat să investigăm și am văzut o știre pe pagina de Instagram a revistei Saran, care este revista acum Mediasite. În știri s-a scris că celebrul regizor Suleiman Mertozdemir va începe filmările unui nou serial pentru TV8 și actorii au început să fie căutați. Evenimentul care ne-a atras atenția în această postare a fost că Slatercolu a fost primul dintre jucătorii etichetați. Această situație ne-a făcut și să ne mirăm. De asemenea, mențiunea directă a lui Slatercolu în comentarii a întărit afirmațiile că noul proiect al Slatercolu va fi la TV8. Distribuirea postării lui Slatercolu, știi, viața este frumoasă într-un fel pe pagina de Instagram a revistei Saran, în același timp cu această postare din revista Saran, pe care scrie, nu pot să explic, ai comentariul a condus la acuzații că Slatercolu a scris numele serialului. Deci nu există nicio intrare, evenimentele care se desfășoară sunt cu adevărat confuze. Dar Halil va fi foarte supărat. Halil a încercat foarte mult pentru că a vrut să repare totul între Sila și producție. Dar încă nu putea să fie de acord cu ei într-un punct. Halil face tot ce poate. Halil încearcă să o convingă și pe Sila. Halil o iubește pe Sila în al treilea sezon. Dar scriitorul și echipa de producție nu îl ascultă pe Halil. Există o diferență de opinie asupra unui punct. Dacă nu pot fi de acord, o vor pierde pe Sila. M-aș bucura dacă ți-ai scrie părerile despre subiect. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!